Orașul Marii Uniri, Alba Iulia și orașul italian Alessandria au omagiat astăzi legătura de prietenire dintre cele două comunități. Printr-un moment festiv, evenimentul s-a derulat în piața Alessandria din centrul orașului Alba Iulia. Roma eterna! Roma eterna! Evenimentul s-a derulat în piața Alessandria din centrul orașului Alba Iulia. Oaspeții străini au fost întâmpinați de către soldații romani din Legiunea a 8-a, Gemina și fetele din Magna Nemesis. Mai apoi, reprezentanții administrațiilor locale au depus la monumentul aflat în piața Alessandria două aranjamente florale în culorile reprezentative ale celor două orașe. În anul 1993, orașul nord-italian Alessandria a donat orașului Alba Iulia o copie a statuii Lupoaicei, ca semn al moștenirii culturale latine comune. Alba Iulia este orașul cu cea mai mare importanță istorică din România. Cu toți am auzit de Marea Unire de aici și de faptul că orașul a fost capitala Transilvaniei multe decenii la rând. La 1 decembrie 1990, la Alba Iulia s-a sărbătorit pentru prima oară Ziua Națională a României.